Haideți să ne mutăm la problema 4, geometrie. Deci avem triunghiul la ABC cu AB egal cu AC. Înălțimea din vârful A arăt când desenul e arătat, unghiul drept în D și AD egal cu BC, AD egal cu BC. Deci înălțimea este egală cu baza. Înălțimea din vârful B, totodată, deci aici am iarăși unghi de 90 de grade, intersectează AC în punctul E. Înălțimirea AD și B se intersectează în H. La subpunctul A trebuie să arătăm că unghiurile DAC le arăt pe desen cu albastru, DAC acesta și EBC, EBC acesta au aceeași măsură. Desigur încerc să le introduc în două triunghiuri în care cumva să lucrez cu um, măsuri de unghiuri și să văd ce unghiuri egale am. Și văd aceste unghiuri de 90 de grade, văd că H e la intersecția dintre AD și BE, deci acest unghi BHD egal cu unghiul AHC că sunt opuse la vârf. Și atunci, desigur, voi lucra în aceste două triunghiuri, cel de jos aici și acesta de aici. Și voi exprima fiecare dintre unghiurile căutate ca și diferență de încă o dată avem două unghiuri egale și unghiul uh, de 90 de grade în fiecare dintre triunghiuri. Și atunci al treilea unghi îmi rămâne a fi egal cu al treilea unghi din celălalt triunghi. Și deci, uh, voi zice, A D intersectat cu B E egal cu H, da, punctul de intersecție H, asta înseamnă că măsura acestui unghi, BHD, este egală cu măsura lui AHC. AHC. Pentru că sunt în paranteză opuse la vârf. Bun. Acestea două. Și acum mă mut în triunghiul BHD. În triunghiul BHD avem um, unghiul D de 90 de grade din ipoteză. AD perpendicular pe BC. Deci rezultă din ipoteza acest lucru. Deci rezultă măsura unghiului BDH este de 90 de grade. Și deci în acest triunghi, măsura unghiului căutat, acesta B de jos, adică HBD, unghiul HBD, haideți să punem și cu măsură în față, măsura unghiului HBD este 180 minus 90, da, D-ul, și minus măsura unghiului BHD. Măsura unghiului BHD. BHD. Adică 90 minus măsura unghiului BHD. Bun, apoi mă mut în triunghiul cel cu albastru din cealaltă parte, în triunghiul AHE. din ipoteză BE este perpendiculară pe AC, deci măsura unghiului E, adică BEA sau AEB, AEB are 90 de grade și deci măsura unghiului căutat, adică HAE sau cum au uh, DAE sau DAC, cum îmi dau ei în enunț, măsura unghiului DAC egal 180 minus 90 minus măsura unghiului AHE pe care nu o cunosc este 90 minus măsura unghiului AHE. Bun, dar cele două unghiuri BHD cu AHE au aceeași măsură din 1, 2 și 3 deci o practic am exprimat un unghi căutat și alt unghi căutat ca diferență din 90 minus 2 unghiuri egale. Rezultă din 1, 2 și 3 că măsura unghiului DAC egal cu măsura unghiului HBD. Asta e o variantă. A doua variantă, pur și simplu, scriam aceste două triunghiuri, poate că era mai simplu așa. Avem aceste două triunghiuri hașurate au două unghiuri egale, cel de 90 de grade și l-opus la vârf, deci practic ele sunt asemenea și deci și al treilea unghi este egal cu al treilea unghi din fiecare dintre triunghiuri. Deci sau triunghiul BHD cu triunghiul AHC. Și spuneam, unghiul BHD egal, măsura unghiului BHD egală cu măsura unghiului AHC. Explicație opuse la vârf, apoi spuneam: Nu știu de ce mă înghesui și nu fac loc, opuse la vârf, apoi spuneam: Măsura unghiului ADB egal cu măsura unghiului AEB egal 90 de grade din ipoteză și spuneam că din ipoteză AD perpendiculară pe BC și BE perpendiculară pe AC, prin urmare, triunghiul BHD este asemenea cu triunghiul AHC, unghi, unghi, rezultă și al treilea unghi, adică măsura unghiului DAC, este egală cu măsura unghiului EBC. Bun, care dintre variante era în regulă.